Un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile, în apropiere de izvorul Bârzii. Autoturismul s-a rostogolit de mai multe ori, iar pasagerul din dreapta a fost rănit. Accidentul s-a produs în dreptul localității izvorul Bârzii. Autoturismul, care se deplasa dinspre Târgu Jiu, s-a rostogolit de mai multe ori după ce șoferul a pierdut controlul volanului. Pasagera din dreapta, soția șoferului, a fost rănită în urma incidentului, fiind transportată la spital. În schimb, conducătorul auto nu a fost rănit. La fața locului au intervenit echipaje ale ISU și ale ambulanței, dar și polițiștii rutieri care au demarat cercetări pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. În acest caz a fost deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. În urmă cu câteva săptămâni, la doar câțiva metri de acest loc, o altă mașină a ajuns în șanț după ce a abordat curba cu o viteză mult prea mare.